domnul ministru Ciprian Teleman. Cu un background de cercetător științific, a lucrat în cadrul Universității de Liège, Belgia, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, Franța și Institutul Geologic al României. Înainte de a prelua portofoliul Ministerului Cercetării și Dezvoltării, a activat în mediul privat ca investitor, ca antreprenor de digital startup, dar și în calitate de consultant al unor manageri din companii multinaționale și românești, alături de care, spune dânsul, a eficientizat procese ce au dus la creșterea performanței. L-am invitat alături de noi și îi mulțumesc pentru răspunsul său pozitiv să atace tema digitalizării administrației publice locale și centrale ca factor de propagare a tehnologiei digitale în economia reală. Domnule ministru, vă rog să luați cuvântul. Bună ziua! Aș face așa o scurtă introducere legată de redresare și reziliență. Cred că fiecare țară redresează și se întărește de acolo de unde e momentul de față. M-am bucurat să văd programe solide pe partea de educație și pe partea de sănătate, pentru că până la digitalizare, cred că ar trebui să aibă cine să o facă și cine să beneficieze de ea. Și spun asta pentru că cred că toți din colo ăsta știm că indicele de digitalizare, componenta de educație digitală în România, pentru România e foarte scăzut. Așadar, în programul, în componenta, în pilonul 2, avem o parte de digitalizare a educației, care ne va ajuta să fim pregătiți peste 5 ani, să spunem, și să stăm mult mai bine decât acum. Și o componentă foarte generoasă din întreg pilonul 2. În aceeași măsură, în afara PNRR-ului, va trebui să găsim pârghii politice pentru a stimula educația celor care nu mai sunt înrolați în momentul de față în sistemul de instrucție, respectiv cetățenii, pentru a folosi instrumente digitale și de asemenea partea economică, respectiv antreprenoriatul, pentru a fi prezenți în spațiu digital și pentru a folosi instrumente digitale. Așadar, ecosistemul arată clasic din furnizori de servicii și din beneficiari de servicii. Prin partea asta de transformare digitală, prin PNRR, țintim, hai să spunem, baza. Adică, în primul rând, o structură guvernamentală a datelor pe care statul le deține, asta însemnând un nucleu de date integre care să poată fi folosit de instituțiile interesate, care practic satelizează în jurul acestui nucleu și la care adaugă propriile date, cum ar fi justiția, sănătatea, afacerile interne, Ministerul Finanțelor și alte instituții, și apoi exterior acestui cerc de centre de date instituționale, un cerc de platforme de date unde, bunăoară, o instituție interesată, dau un exemplu, presupunem că Ministerul Sănătății vrea să gândească o politică. Și atunci poate să, prin intermediul acestor platforme de date, poate să interogheze populația între 18 și 30 de ani cu venituri între salariul minim pe economie și 3200 de lei și care reclamă sau care sunt înregistrate ca fiind supraponderal. Da, și de aici să gândească o politică pe următorii ani. Deci ăsta e modul în care arhitectura
centrală de date ar trebui să arate. Ce ar însemna asta pentru cetățeni? Și aici PNRR-ul ne oferă o mare oportunitate, cea de a ne încadra în termene. Pentru că PNRR se termină în 2026, în august. Așa că, voit nevoit, va trebui să găsim cea mai bună cale pentru ca România să atingă țintele de transformare digitală pe care ne le propunem până atunci. La acest termen, august 2026, aș putea să promit faptul că vom avea cetățenie digitală și vom avea acel principiu pe care l-a pomenit Cristi înaintea mea, once only, adică odată înrolat în spațiul digital guvernamental să nu mai fie nevoie de alte înrolări și din nou de furnizări de date. Aș mai spune un lucru important, care e mai mult de natură tehnică și cred că e un mesaj pe care cei care pot pune umărul la acest PNRR, și aici mă refer la, pe de parte, statul ca beneficiar direct și pe de altă parte cei care pot furniza soluțiile potrivite pentru această transformare. Rolul statului este să creeze condiții de concurență corectă, unul la mână, doi la mână, să se asigure că soluțiile furnizate sunt cele de care cetățenii, prin intermediul statului, au nevoie. Aici mă refer la câteva principii, respectiv independența unui produs de vendorul lui, după ce a fost achiziționat, să nu mai fie nevoie de acel vendor decât în condiții concurențiale. Doi la mână, testarea acestor soluții înainte de a fi de a începe construcția lor sau implementarea lor, pentru a ne asigura că respectă standarde necesare de user experience. Și în al treilea rând, transparentizarea procesului de achiziții publice pe întregul lanț, pentru a evita semne de întrebare asupra calității acestui proces. Ăsta e un lucru. Doi la mână, ca beneficiar, va trebui să ne asigurăm că soluțiile vor fi de cea mai bună calitate și că furnizorii au capacitatea de a le livra în timp util. N-aș vrea să vă iau foarte mult din timp pentru că am văzut că e mai productivă sesiunea asta de întrebări și răspunsuri. Așa că mulțumim, că am punctat câteva mesaje pe care voiam oricum să le transmit. Mulțumim mult pentru pragmatism, așa este, au curs întrebările care vă sunt adresate, vom spicui tot așa 5 pe care le considerăm mai puternice, dar nu înainte de a vă ridica eu o întrebare. Avem de acum 2 zile un plan european foarte clar explicat în jurul conceptului de deceniul digital al Europei și unul dintre pilonii cheie spune explicit servicii publice 100% online. În România, cam care va fi ținta pe care ne-o asumăm? Păi, ținta e 100% online. Aici nu încape discuție. Nu vrem să ne mutăm în alt continent. Dar așa cum spuneam, e nevoie de două părți. Noi putem pune la dispoziție guvernamental servicii. Avem nevoie și de utilizatori. Și hai să spun, regretul meu față de rezultatul la care am ajuns cu PNRR-ul e că cota alocată inserției în spațiu digital a antreprenorilor și a cetățenilor nu e suficient
de ridicată în momentul de față. Vom avea, de exemplu, din august cărți de electronice, de identitate, dar înrolarea va dura din mai multe motive și unul ține de educație. Nu că nu ar putea fi puse la dispoziție aceste cărți de identitate, însă oamenii trebuie să obișnuiască cu noua lume digitală și aici rolul nostru ar trebui să fie să-i ajutăm. Deci 100% ca ofertă, dar trebuie să ne asigurăm că e și primită. Hai să începem tirada aceasta de întrebări la care vă rog foarte mult să răspundeți scurt și la obiect. Am înțeles. Credeți că va fi posibilă implementarea unor baze de date comune ale autorităților române, astfel încât să nu mai existe solicitări de documente de la contribuabili, ci fiecare instituție interesată să acceseze aceste baze de date comune, evident, cu respectarea legislației GDPR, eventual acorduri, și așa mai departe, nu detaliez. Da, și va trebui să definim un moment, să ne asumăm politic lucrul ăsta, să definim un moment de la care cetățenii ar trebui să refuze orice autoritate îi pune să facă lucrul ăsta. Considerați momentul de zero astăzi. Uite, de astăzi începând, cetățean Andreea Paul și cetățeanul Răzvan Atim și cetățeanul Mai Matei, care ni se alătură, refuză să mai facă aceste solicitări. Da, deci noi ca guvern ar trebui să ne definim momentul ăsta, că e 2024, că e 2023, dar ar trebui să avem un moment în care, de la care cetățenii se poată spune am introdus odată datele, e treaba voastră, administrație, să le duceți dintr-un loc într-altul. Momentul nu-i departe, anul ăsta o să avem teste prin ADR, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, să vedem cum funcționează în București, între administrațiile publice și apoi să vedem în ce măsură e scalabil felul ăsta. A doua întrebare e legată de broadband și 5G. Câte localități sunt planificate a fi acoperite cu rețele broadband cu fonduri nerambursabile până în 2025? Câte dintre acestea sunt zone complet albe, fără niciun fel de internet? Și cu ce viteze, cât de largă va fi banda de broadband? Putem consulta planul de broadband al României undeva, din moment ce este recomandarea specifică de țară încă din anul 2019? E o altă întrebare. Da. Știu că e în lucru o astfel de hartă la ANCOM. Sunt 200 de white spots în momentul de față. Noi avem obligația ca până în 2025 să avem minim 100 megabits pe secundă acoperire în întreaga țară. În momentul de față, prin PNRR, ne propunem următoarele lucruri. Dacă ne-am imaginat, să spunem, România din punctul de vedere al densității de populație, împărțită fiind în cam, să spunem, trei zone, una cu densitate mare, una cu densitate medie și una cu densitate mică, prioritățile prin PNRR va fi să ducem internetul în zonele cu densitate mică. Pentru că acolo, pentru operatori, într-adevăr, dificil. Avem, pe lângă o promisiune politică, internet ca utilitate publică și o datorie, pentru că degeaba alocăm o sumă foarte mare pentru digitalizarea educației dacă nu o să avem internet acolo unde vrem să o digitalizăm. Așa că la finalul Programului Național de Redresare și Reziliență avem ca obiectiv acoperirea 100% sau 99,99% a întregului teritoriu cu minimum 1 megabit pe secundă. Excelent! La treia întrebare, există măsuri pentru digitalizarea serviciilor publice în administrația centrală? Ce măsuri de sprijin sunt luate în considerare și pentru digitalizarea serviciilor publice furnizate de autoritățile locale până în 2025? Și apoi am să rog și pe domnul Matei să ridice o întrebare. Da, evident, în
prin PNRR vor fi finanțate proiecte, așa cum a menționat și Cristian Ghinea înaintea mea, vor fi finanțate proiecte, dar după ce ne vom asigura că această arhitectură guvernamentală de date e gata măcar în, hai să spunem, în forma ei conceptuală, adică avem standardele definite. Pentru că după acest moment vom ști cum trebuie să arate aplicațiile care să poată fi interconectate și interoperabile cu această arhitectură. Deci le vom avea, dar e un punct critic între aceste două lucruri. După asta vor putea merge proiectele în paralel. Însă primul pas e să avem un acord, pentru că în momentul de față nu-l avem. Și asta ar trebui până la sfârșitul acestui an. Mihai, te rog. Nu, voiam să completez la întrebarea de mai devreme, de când am putea începe să aplicăm principiul de One Solid, și voiam să întreb dacă s-ar putea de ieri. Era o glumă, nu? Bun, atunci să mergem. E nevoia aceasta, o împărtășesc absolut toți cei care ne ascultă astăzi, domnule ministru, și noi, absolut, da. Ăsta e motivul pentru care m-am despărțit o vreme de viața mea privată, ca să grăbim acest lucru. Da. Următoarea întrebare. Sunt prevăzute în plan investiții în zona blockchain, cu rol important în digitalizarea și creșterea calității educației și serviciilor publice? Comisia Europeană a făcut în mod special recomandări pentru introducerea acestora în planurile naționale. Și nu știu dacă ați auzit, dar INACO anul trecut a editat în blockchain pentru prima dată în România diplomele cu media 10 ale elevilor din București pentru, de la examenul de evaluare naționale și bacalaureat. Deci se poate, trebuie doar un pic de voință. Da. Redresarea și reziliența la noi, cum spuneam la început, are anumite priorități, însă împreună cu domnul ministru Ghinea, cu Cristi Ghinea, ne-am gândit la programe, la competiții, fonduri europene care să stimuleze tehnologiile viitorului, aceste zone cu valoare ridicată. Aseară abia am încheiat discuțiile de PNRR, o să-i propun să ne întâlnim în perioada următoare și să găsim un plan financiar și pentru aceste zone la care eu țin foarte mult. Inteligența artificială, comunicații cuantice, blockchain, criptografie cuantică, etică. Dar asta va fi după ce știm că închidem temporar discuțiile pe PNRR. Ultima întrebare. Alocările și proiectele pentru digitalizare sunt lipite de domeniile administrației sau există o strategie mai amplă care să aibă digitalizarea drept pivot? Ajungem la un program de e-guvernare gen Estonia? Sunteți întrebați de cei care ne urmăresc. Nu numai din PNRR. Deci prin PNRR nu. Sau cel puțin în forma în care structura alocărilor arată acum, cred că e insuficient. Dar, bineînțeles, trebuie să vedem cum trecem de comisie, care va fi opinia comisiei despre cum arată structura PNRR. Încă nu e nimic bătut în cuie. Ținta asta e să avem un e-government 100%, așa cum arată cel din Estonia, și eu nu cred că avem niciun fel de barieră din punctul ăsta de vedere decât timp și bugetul necesar, pentru că în rest sunt resurse pe care le putem utiliza. Colegii de platou virtual doresc să-i mai adresez o întrebare domnului ministru Teleman? Da, eu aș dori. Mulțumesc, Andreea. Eu revin un pic la discuția de gestionarea a documentelor sau centralizarea documentelor. Există niște
proiecte deja începute de Autoritatea pentru Digitalizarea României, pe care putem construi, e opinia mea. Și la un moment dat s-a creat această platformă, aici.gov.ro, care se dorea o platformă de gestiune a bucătăriei interne pe minister, unde oamenii puteau să-și gestioneze, să-și ridice documentație, să aibă acces securizat și așa mai departe, ca punct comun de gestionare a bucătăriei interne. Există o, să zic, direcție în sensul ăsta să se continue pe o idee în care există un portal de management al resurselor, al proceselor, poate în structura asta de cloud, sau dacă există o intenție pe minister, la nivel de minister, în care oamenii să aibă, să zic, cetățenii să aibă posibilitatea să acceseze un portal pe site-urile diverselor ministere, să ridice documente și să, practic, să ardă niște etape în procesul de depunere de cerere și tot felul de lucruri necesare în procesul de interacțiune cetățean-instituție publică. Da. Ca principiu, ceea ce spuneam mai devreme, și anume interacțiune 100% digitală cu administrația, asta e ținta la care trebuie să ajungem. În mod concret, referitor la aici.gov.ro, în momentul de față nu am informații, suntem în proces de a găsi cel mai bun mecanism de funcționare între Minister și Autoritatea pentru Digitalizarea României. În scurt timp vom funcționa ca un angrenaj potrivit. Și atunci o să prezentăm și o agendă publică de priorități în așa, care să fie accesibile. Da, priorități ale Ministerului și ale Autorității pentru Digitalizarea României. Timp, dacă dorește ministrul Ciprian Teleman să intervină, pentru că ne-a transmis pe chat că în Parlament se pregătește un proiect de lege pentru digital nomad visas, apropo de criza umană, și l-aș ruga să ne spună dacă are mai multe informații. Da, doar voiam cumva să-i răspund domnului Matei și, mă rog, de fapt, întrebării referitoare la criza resurselor umane, într-adevăr, o simte, mediul privat o simte, chiar și în administrație simțim lucrul ăsta. Ne-am gândit că ieșirea din pandemie ne-ar prinde bine să fim echipați cu astfel de viză, dat fiindcă România apare în anumite clasamente ca fiind a treia destinație favorită pentru nomazii digitali. Asta ar însemna o viză pentru un an de zile, atâta vreme cât există un contract cu un angajator de aici, un venit minim pe care o să-l stabilim prin acest tip de viză, și am găsit deschidere pentru acest proiect și la Ministrul de Interne și Ministrul Muncii și Ministrul de Externe. Așa că e un proiect care va căpăta contur cât de repede. Cum percepeți dumneavoastră finalul acestei dezbateri și mai ales perspectiva PNRR-ului? Da. Pentru cercetare, cred că trebuie ca ea să existe în conștiința publică, pentru că acum nu există, dar avem o cercetare cu rezultate remarcabile. Și datoria mea, și încep să fac asta, e să o aduc în conștiința publică în așa fel încât atunci când cerem un buget mai mare să nu fie sprâncene ridicate sau surprindere. Iar în privința digitalizării am trei gânduri care cred că ne-ar ajuta să devenim mai repede digitali. Poate că sunt un pic filozofic, dar cred că e nevoie de mai multă cooperare decât competiție. Cred că e nevoie de mai mult altruism decât egoism și cred că e nevoie de democratizarea digitalizării și nu monopolizarea sau oligopolizarea ei. Și vă mulțumesc frumos și vă felicit pentru întâlnirile pe care le organizați.